Salutare tuturor! Înainte să începem, aș vrea să vă prezint un mic proiect din care fac și eu parte. La acesta participă câțiva dintre youtuberii voștri preferați și își propune a pune pământul și omenirea în diferite scenarii de genul ce s-ar întâmpla dacă. Deja avem câteva videoclipuri create și sperăm să ajungem împreună cu voi la cât mai multe. Vă las un link în descriere către canal. Nu ezitați să vă abonați și acolo pentru mai multe videoclipuri interesante. În 2013, astronomii au urmărit cum galaxia IK-3418 din roiul galaxiilor Fecioarei a dispărut. Gazele și praful cosmic s-au adunat într-o nebuloasă și au dispărut pentru totdeauna. Acest eveniment a lăsat în urmă stele orfane care acum nu mai aparțin galaxiei mamă, ci spațiului intergalactic. Potrivit astrofizicienilor, a fost o priveliște grandioasă, însă totodată tristă. Totuși, acest eveniment nu a tras semnale de alarmă pentru că oamenii de știință cunosc faptul că galaxiile sunt muritoare, la fel ca stelele și planetele. Totuși, cercetătorii au descoperit recent că o adevărată epidemie face ravagii la marginea universului nostru. Ceva necunoscut distruge fără milă galaxiile una după alta. Astrofizicienii din cadrul Centrului Internațional de Cercetare al Radioastronomiei, abreviat ICRAR, localizat în Australia, au decis să caute motivele producerii acestei ciume galactice. Oamenii de știință au observat clustere, adică grupuri de obiecte cosmice care formează cele mai masive formațiuni din univers, adunând la olaltă sute sau chiar mii de galaxii. Forțele gravitaționale exercitate în aceste clustere provoacă o accelerație a galaxiilor până la viteze care sunt greu de imaginat, atingând câțiva mii de kilometri pe secundă. Datorită acestui lucru, plasma și spațiul intergalactic este încălzit și începe să emită radiații X. Potrivit astronomilor, acest lucru creează o asemenea strălucire încât spațiul intergalactic din interiorul clusterelor arată ca drumurile iluminate din orașele mari în timpul nopții. Într-un asemenea spațiu mega-uriaș, galaxiile interacționează între ele, dar și cu mediul înconjurător. Oamenii de știință spun că aceste interacțiuni pot fi extrem de destructive. Cercetătorii din cadrul ICRAR încearcă să afle cu exactitate ce factori pot cauza moartea unui asemenea obiect spațial gigantic. Ei au studiat mai mult de 11.000 de galaxii și au ajuns la concluzia că o forță necunoscută nouă absoarbe gazul clusterelor alături de alte materiale din care sunt formate. Oamenii de știință au numit acest fenomen efectul dispersarea galaxiilor. Private de gaz, galaxiile încetează să formeze stele noi și treptat, pe măsură ce vechile stele dispar, se transformă într-un spațiu gol, fără viață. Cercetătorii consideră că efectul numit dispersarea galaxiilor este un fenomen destul de des întâlnit, care poate apărea în grupuri mari sau mici de galaxii. Se speculează că efectul este produs de interacțiunea gravitațională a galaxiilor din interiorul unui cluster. Sub influența acestor interacțiuni, galaxiile încep să se miște cu o viteză ridicată, ciocnindu-se cu gazul dens și fierbinte din interiorul clusterului. Asemenea mișcări rapide provoacă un fenomen similar vânturilor puternice. Poate fi comparată cu briza resimțită de un ciclist atunci când pedalează cu o viteză mare. Chiar și în timpul unei zile calme și tăcute, un asemenea vânt suflă hidrogenul care la rândul său este potrivit pentru formarea stelelor din galaxii. Potrivit unei alte ipoteze, dispersarea galaxiilor este provocată de găurile negre care se presupune că sunt localizate în partea centrală din majoritatea galaxiilor. În jurul găurilor negre se formează discuri de acreție asemănătoare unei aure luminoase. Discurile formează fluxuri puternice de particule care se mișcă în grupuri printre galaxii. Mișcările lor provoacă uneori vânturi uriașe, care de cele mai multe ori sunt capabile să alunge totul din calea lor. Astrofizicienii de la NASA au reușit să vadă cum o gaură neagră supermasivă a stârnit un uragan real într-un sistem solar. Acesta a ajuns la un sfert din viteza luminii, iar radiațiile emise de acestea sunt de un trilion de ori mai mari decât cele emise de soarele nostru. Un uragan cosmic deplasează rapid gazul și norii de praf spațial în afara galaxiilor. În fiecare an emite mai departe materie echivalentă cu o masă de 800 de ori mai mare decât soarele nostru. Astronomii însă au o altă presupunere care confirmă indirect implicarea găurilor negre în apariția efectului dispersării galaxiilor. Această presupunere se bazează pe studierea fotografiilor făcute stelelor situate la o distanță de 10,5 miliarde de ani lumină de Pământ.
S-a dovedit că cele mai mari galaxii din univers încetează să mai formeze stele, în special în centrul lor. Dacă o gaură neagră localizată în mijlocul galaxiei provoacă dispersarea, atunci formațiunile de stele vor începe să se stingă natural în apropierea centrului galaxiei respective. Numai după ceva timp acest proces va atinge granițele exterioare ale unei galaxii. Totuși, poate că gaura neagră nu are de-a face cu acest fenomen. Unii cercetători din cadrul ICRAR dau vina pe faptul că ipotetica materie întunecată duce la dispersarea galaxiilor. Aceasta, din urmă, nu emite radiație electromagnetică și nici nu interacționează direct cu ea. Această proprietate împiedică oamenii de știință să descopere materia întunecată. Totuși, cercetătorii estimează că universul este compus din aproximativ 27% materie invizibilă, în timp ce proporțiile materiei obișnuite nu depășesc 5%. Restul de 68% este reprezentat de materia întunecată. Fluxurile de materie întunecată străbat galaxiile și pot avea o masă egală cu cea a galaxiei Calea Lactee sau poate fi de 1000 de ori mai mare. Acest flux este înconjurat de plasmă fierbinte intergalactică, iar gazele sunt absorbite de acestea. Astfel, cercetătorii au comparat materia întunecată cu o mătură uriașă, capabilă să măture totul în calea sa și să arunce stelele în spațiul intergalactic. Totuși, se pare că nu ar trebui să învinovățim numai fenomenul de dispersare pentru moartea galaxiilor. Potrivit unei teorii, unele galaxii încep să arate activitate excesivă și au tendința să-și consume stelele mult mai rapid decât vecinii lor considerați normali. Se numesc galaxii dependente de muncă și sunt atât de grăbite încât nu au suficient timp să-și refacă rezervele de gaz necesare pentru formarea stelelor, iar acest lucru duce în cele din urmă la stingerea lor treptată. Oamenii de știință numesc acest proces strangulare. Mai există o teorie interesantă care explică dispariția galaxiilor prin descompunerea vidului care se află în compoziția lor. Noi existăm într-o lume unde nivelul de energie este stabil. Oamenii de știință numesc această condiție vacuum fals și îl aseamănă cu un avion. Dar câteodată din cauza unor zdruncinături sau a altor evenimente, un deficit de energie va apărea în avionul fictiv al oamenilor de știință. Ca rezultat, nivelul de energie din univers va scădea minimum. Pe măsură ce echilibrul din particulele subatomice se descompune, câmpul de boson Higgs evadează din vacuumul fals într-un efect domino de-a lungul universului, ceea ce se mai numește și descompunerea vidului. O bulă formată în întregime din acest vid descompus se va răspândi de-a lungul universului cu viteza luminii. Probabil că acest proces deja a început și devorează galaxiile de la marginea universului. Potrivit astronomilor, galaxiile se sting încet, iar vacuumul descompus, potrivit legilor fizicii, ar trebui să apară cu viteza luminii. De exemplu, va distruge Pământul în numai câteva secunde, dar în orice caz nu ar trebui să te temi că va ajunge la planeta noastră. Chiar dacă o bulă de vacuum descompus ia naștere la capătul universului, va dura poate chiar miliarde de ani să ajungă la noi. După cum puteți vedea, sunt o mulțime de ipoteze în legătură cu motivele decesului matematic al galaxiilor, cu toate că niciuna nu a fost confirmată pe deplin. Totuși, oamenii de știință speră să identifice cât mai curând adevăratul ucigaș galactic. Acesta este unul dintre principalele obiective ale celui mai mare proiect astronomic, numit Vertigo. Cu un buget de 1,4 miliarde de dolari, cercetătorii din diferite țări ca parte din acest proiect explorează galaxiile îndepărtate folosind gama de telescoape ALMA poziționate în deșertul Atacama, nordul țării Chile. Cele mai avansate echipamente de cercetare le va permite astronomilor să caute hidrogen gazos, analizând fotografii cu rezoluție ridicată captate de telescoapele ALMA, hidrogenul fiind materialul principal din care sunt create stelele. Cercetătorii speră de asemenea să urmărească scurgerea acestui gaz dincolo de granița galaxiilor și să clarifice totul. Participanții proiectului au studiat până în prezent 51 de galaxii din Roiul Fecioarei. Ei au considerat că acest cluster este locul ideal pentru efectuarea studiilor detaliate asupra mediului intergalactic. Clusterul este în procesul de formare, ceea ce permite cercetătorilor să facă poze galaxiilor în diferite stadii din ciclul lor de viață. Astronomii analizează 24 din 7 toate lungimile de undă ale spectrului electromagnetic. Din păcate, nu au putut detecta urme de hidrogen, deci cauza exactă a morții galaxiilor rămâne necunoscută până astăzi. Însă, oamenii de știință cred că acesta este numai începutul muncii lor, iar cele mai importante descoperiri încă nu au avut loc, dar vor fi făcute în viitor.
În prezent, specialiștii cercetează grupurile stelelor din vecinătatea noastră, în timp ce continuă să caute vinovații care provoacă decesul galaxiilor. Mai devreme sau mai târziu, mulțumită dezvoltării rapide a științei, cercetătorii vor învăța cu siguranță informații prețioase. Dar, din păcate, asta nu ne va ajuta să oprim dispariția galaxiilor, chiar dacă aflăm făptașii din spatele acestui fenomen. Însă ne va permite să facem un pas uriaș către dezvăluirea secretelor Universului. Poate vom învăța de asemenea să apreciem mai mult stabilitatea galaxiei noastre, Calea Lactee, și ne vom gândi de 10 ori mai mult la modul în care ne oferă toate elementele necesare supraviețuirii noastre. Trebuie să conservăm mediul galactic cât mai mult și să ne gândim bine înainte de a porni experimente intergalactice care pot afecta spațiul cosmic. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!